Rămân 3 minute, stăm să se strângă un pic oamenii și sunt aici cu... Ați văzut că stai aici cu Viori. Bă, de aici! Bă, dar tu ți-ai dat mă telefonul jos! Aici! Pare că o să fie distracție. Intrăm în 3 minute, dați și voi like, that's what she said. Dați și voi like la clipul ăsta. Dați un share, puneți un story. Nu se poate, se face. Taie-le microfonul, nu știu, n-am. Beți Lejereanu. Da, sponsorul emisiunii. Până mergeți la... Până punem noi... Până punem noi ceva de băut. Se ascunde. Voi duceți-vă și luați Lejereanu. E bun, alfadrin.ro. E bun integru ăsta. Bun integru. Ăsta e foarte mișto, pionul. Bun integru. Pune, hai să vedem cum e. Intrăm în 3 minute, ok? That's what they said. Hai, da, dă-i, oprește un pic. Teo este aici, nu e la podcast. Gumă nebunilor. Ce mai puneți, mă, la cale? Dar știi ca să faci ca la trabuc? De să nu înghiți. Așa? Să scuici! Să scuici! Da. Cu cănătul. Să scuici pentru o găleată. Nu știu unde a spus tribușorul ăsta, desfac sticla asta de Lejereanu. Ok, Lejereanu, nu știu nici eu, dar eu am o întrebare înainte de toate. Eu am venit cu Drecu. Unde e Drecu? Bună seara și bine v-am găsit. După ce i-am închis pe Openers, ați ajuns aici la Headliner. Și știți cum e, headlinerul față de opener este extraordinar de mult mai șmecher. Hai să vedem care-i treaba, cum funcționează, cum merge, cum ne mai distrăm noi în Grecia Antică. Trebuie să găsim baza militară, știu, aici am venit și am făcut... am făcut un pic de... păi mai vreau să mai fac.
Bun. They'll be watching for me. I need to be careful. Știu. Practic, ce trebuie să fac eu este să get the treasure, să am grijă cu astea, să nu le aprindă ca să nu cheme ăsta și să ard war d-alea. Foarte simplu. Hai să ne uităm întâi. Salutare 12 dimineața, salutare Teo Florin în caz că am fost țăran și n-am zis salutare. Avem acest bow care dă fire damage, dar după aia putem să băgăm ăsta care mărește cam cu 50% damage, nu, vreo 30% damage, so we're gonna be good with that. Și avem și ghetuțe. Ghetuțe. Mai șmecher. Ar trebui să avem săbiuța de asasini, the 8. Da, e săbiuța de asasini. Dar cred că la un moment dat o să trebuiască să trec pe ceva mai damaging. De exemplu, uite, avem aici băiatul ăla care stă acolo. Băiatul ăla care stă acolo. Nu, n-ajunge la el? N-a ajuns la el. Asta de ce cărapă cineva în spate? What was that about? Ok. Boys will be boys, nu? Boii vor fi boi. Oare dacă mă dau jos pe acolo, mă vede cineva? Că m-aș duce să le zic ăstora de bună ziua. Ia, dacă stau aici. Ok. Ok. A fost cât de cât util. Hai să băgăm LB. Le facem așa și nu încerc și-l omorâm pe ăsta. Slowly but surely. Așa. Îl și cărăm. Ducem pe aici pe undeva. Nu știu să-l las, să-l dau jos după când îl car. So that's my problem. Bă, asta o să fie problema lui. 12 dimineața, asta... Eu nu-mi fac încă probleme pentru el. Ia, stai. Verifică-o pe asta. Ce ai auzit? Oare pe mine? Nu cred. Ăla, de ce-i cu calul sus acolo? Și această chestie.
Să ajung eu, să-l omor pe ăla. Am greșit să nu mă vadă aia de sus. Că după ce-l omor pe ăla, mă duc, știu, mă duc aici. Și fluier. Goddammit. Vine ăla, sper noi. Sper să pot să-l omor pe ăsta fără să... Ai cu spatele la mine? Da. Ok. Bun. E bine că nu s-a prins ăla. Dar n-am nici cea mai vagă idee cum să-l las jos. Dar pentru că s-au dus ăia acolo, o să mă sui partea asta. Da, și omorul pe ăla de pe cal. Mai e cineva pe aici? Nu, it doesn't appear to be, though. God fucking damn it. Ok, l-am rezolvat și pe ăsta. Unde e chestia aia? Era o chestie care trebuia să aprinsă, să vină ăștia să... Uite acolo. Să... Bun. Un căluț acolo, omuleți acolo, ăștia doi pe aici să plimbă, nu s-o. Oare mă vede cineva dacă merg pe asta? Burned War Supplies. Mai trebuie să omor un capitan care e ăla de acolo și pe tole pielea mea care e aici. Ok, pe capitanul ăla pot să-l omor. Că e singur. Dar întâi să-l omor pe ăsta micut aici, că tot e el aici. Ok. Thank you.
drumul la urs? Village Nation Chest. Ok. Am pilegiuit. Ok, și hai să vedem cum îl omorâm pe ăsta micu. Sunt... pe aia îi rezolvă ursul. Ascuțim săbiile și mergem în spatele ăstuia și îi spunem... Hai mai încoace, hai. Hai să nu te audă nimeni. De unde ai l-am omorât pe Polemarch. Bun, și mai este acel captain. Perfect. Și știi ce o să fac? O să fac așa. Gata și asta. Mai trebuie să găsesc istoria, nu știu care, dar până o găsesc pe aia... Ne urcăm și noi pe această... acest perete, că mă vreau să mă duc să-l mor pe ăsta micu. Ce frumos a sui pe cal să-l omoare! That was awesome! Ce mai avem? Mai avem unul aici, pe 12. Unul acolo care... A, ursul mort! Nice, putem să luăm ursul. Și cam astea sunt. Un singur om? Aia sporci.
Trebuie să găsesc căcatul ăla de istorie. Să termin fortul. Da, nu-mi pare să nu mai fie nimeni în afară de acel. Hai să ne ducem să discutăm și cu el. Hai mă, s-a dus să dea alarma și n-a putut. Păi, practic, am terminat această chestie. Trebuie doar să văd unde este dat tăbliță. Salut, ursuț. Poză frumoasă. Poză cu ursul. Mă gândesc că e pe aici, pe undeva, pe la șmecheriile ăstora. Despina Fort. Păi dacă n-ai mai mult să faci poză cu ursul. Nigimat. Este în vestul Stronghold-ului. Ok. Uite-o. Gata. Am terminat această locație. Acum eu sunt ursul. Cine-i ursul? Eu sunt ursul. De ce e tot roșie de spinafortul ăsta? Că l-am terminat. Literally there's nothing. Okay. Gata, nu mai sunt în restricte de area. Ăsta nu-i calul meu. Come on. M-am uitat așa și eu pe un cal. What is this? Is this horse? I'm gonna ride it. New horse, who this? Bandajele astea mă o să-mi trebuiesc. Quest. Deci trebuie să văd care-i quest-ul ăsta. Este... Du-te în Focus și găsește așa Hill of the Sacred War. Mă duceam în direcția aia, nu? Da, deci presupun că aici trebuie să ajung. O să mă duc întâi aici să fac așa, hai să mergem la map marker. În direcția opusă de map marker, dar presupun că o să se schimbe, o să se întoarcă drumul. Avem acolo un quest, dar n-am chef să... Vreau să mă duc să fac sincronizarea acolo. Salut, băieți! Vă băteți?
Ce e asta? Is this Wait. Asta e casa lui ăla. Cred că e a treia oară când îi spar casa-l ăsta. Da, na, dacă nu voia casa spartă, nu avea atât de mulți oameni în jur. Nu? Cam asta e. Cum dă nu te-am omorât? Cum? Nu ai rezolvat nimic. Și sunt la 600 de metri de... O să mergem în direcția aia. Dar o să chemăm căluțul după ce ne urcăm pe astea. Horsi! Mersi. Ok, localizăm sincronizarea. Avem fast travel și i-a închis, i-a mărit și percepția lui ăla. Ce avem aici? Avem un fort. Ce avem? Este inamici sau prieteni? Este inamici. Ok. I should try to stay out of sight.
mult pe gard în ăsta. Oh, ce-au tras toți! God fucking damn it, m-a luat ăla pe la spate ca dubiosul. Ok. Aparent sunt cei mai curi. Yeah.
Mersi. Mersi, Pisoi, dar... let's not kill me now. M-ai ajutat, dar gata. We're good. Search. Sharks. Looks like sharks got the whole crew. Yep. How the fuck do I fight sharks? Sfinte Dumnezeule, cum omor sharks? Este întrebarea mea. Și prin sharks vreau să zic rechini. This area will be well defended. Ok, hai ca o. Looks like sharks got the whole crew. Aparent trebuia să-i omor cu săgețile. This fits the description of Yiki's armband.
asta, am rezolvat-o și pe asta. Uite, chestiile astea diferențiază un joc AAA de un joc indie. Când a ieșit din apă, a început să se scuture de apă. Atenția asta la detalii este foarte interesantă să o vedeți. Știți? Adică, bă, uite, chiar au avut în 5 ani de zile și 3000 de oameni să facă chestia asta. Asta nu înseamnă că e important. Da, AA, ok. Nu știu, nu prea sunt de acord cu chestia asta, cu AA, AAA, whatever. E un joc cu buget și un joc cu buget redus. Cam asta ar fi. Un joc cu buget nelimitat. Fustiță de 11, da. Suntem așa, dismantle this, please. Dismantle this, please. Aș vrea să pot să vând niște lucruri pe care nu le folosesc. Aparent. Ia, care dintre astea? 46 armură, 57 armură epice cu warrior, bun, și 52 și 52. Nu ne trebuie astea. Nu! Nu ne trebuie asta. Nu ne trebuie asta. Avem ghetuțele astea care îți dau mai multă armură, deci hai să trecem pe ghetuțe de 11 și atunci dismantle this. Și să scăpăm de ghetuțele de 5. Bun. Na, nici prețul jocului nu e o chestie care definește definitorie. Pentru că, uite, sunt unele jocuri care sunt free-to-play, care au super multe detalii în ele. Pentru că, deci, na, cât de ok sunt. Dar da, ai dreptate. Hehe. Aici trebuie să ajungem. Avem un discover location acolo, dar nu contează. În România cred că ar merge mult mai bine chestia asta, GeForce-ul cu viteză de net gigabit. I found your ship. E morți. Come on now, where are they? Where's my Yiki? I really don't know how to tell you this. Oh, for fuck's sake. Zeus could have impregnated the whole of Athens in the time it takes you to yep. say anything. Where are they? They're dead, all right? And your ship's gone too. Oh, my Yiki. All I found is her armband. Yiki. Suppose I'm not much of a captain now. Can't be a captain without a ship. I can offer you a place on my crew. I know it's not like having your own ship, but you'll be part of a family. Well, I'd rather be at sea than stuck here with these pious idiots. You got yourself a deal. Just till I'm back on my feet. Of course. Now, where's your boat? Ship? It's called the Adrestia. Whatever you say, Captain. Iar m-am culcat. Vreau să aprind meniu, iar mă culc.
Da, e problematic cu lipsa de investiție. Dar... Până la urmă, nu prea ai de ce să investești în infrastructură când toate merg cât de cât ok. Upgrade your hull. Hai să upgradăm hull-ul. Ce mai trebuie? Trebuie lemne. Cum fac să... Hai, stai un pic, că dacă dismantle some shit. Some ship. Deci o să-l aștept pe ăla de 12. Ok. Aș vrea să vând niște d-astea. Ok. De ce nu pot să le vând? Pot doar să le dismantle. Anything you need the mercenaries help with? You sail aboard the Avrestia with Van Navas. How do you know this, stranger? I once stood alongside him until a filthy pirate ran his blade through my back. Now I can barely stand straight. I was replaced by you. I'm sorry to hear of your injury. I had no idea I was taking anyone's place. The worst part is, I always dreamt of sailing with my son. But with my back, I can't even collect enough wood to build a felucca for him. So you want me to give you some drachmi? Yes, any drachmi you can give helps. Take this. Yeah. Dă-te o Zizi XP. Sell. Nu pot să... Pot să sell tot. Pot să cumpăr lemne? Da. Cum pot să cumpăr mai multe? Așa. Bun, și acum... O să mă duc la ship și să fac upgrade la hull și să am 2 lieutenanți.
Așa. Să pun ce... Avem pe Odessa care zice Javelin Damage și Fire Power. Avem aici plus 6 Ship Armor, Health on all Lieutenants, Ship Health Recovery, ok. Rover Stamina, Power așa, Javelin Damage, ok. Deci punem asta să fie armura. Tecton, eu las... Dar avem acum doi locotenenți. Și ne ajută amândoi. That's good. Ok. Hai să ne ducem să mai facem un quest. Ce mai avem? Oracolul din Delphi și el pe Nor să-l găsim. Ah, și ăsta e cu... The Boar, dar încă nu sunt ok pentru ăla. Undiscovered Leader. Știu că am încercat să-l omor pe ăla de vreo câteva ori. N-am asignat locotenent? Ba da, am asignat, ok. Not saying that nu scoți arcul așa de aproape de mine, dar what the fuck, man? Luăm bănuții de la biserică, că n-au nevoie de ei. Așa, și continuăm înainte, pentru că este un undiscovered location în față și vreau să văd ce are acolo. De acolo. După care ne ducem la următorul de asta location de... Patru, cinci, ok. Și nu-mi place cum se bate cu asta, nu-mi place deloc, o să trăiască, să pun pe milaneze și asta e viața. Nu pot să suport cum se bate cu...
A, tare, eu cred că am omorât lupul, când de fapt omorusem o capră. My bad. Pe la lemnișoare, pe la țățișoare, pe la... The fuck are you looking at? O să omorăm acel... stag. De altceva, dar s-a uitat la mine dubios. Was like... Te uiți dubios pe mine, mă uit dubios pe tine. Vorba aia. Așa. Bun, și hai să vedem ce se mai întâmplă cu harta. Sacred Lands of Apollo, ok. Astea sunt rezolvate, toate. Mercenar, Exia 50, nu, nu. Nu, nu, nu. Ok, age is just a number. Ok, o să vreau să ajungem acolo. Come on, baby. Aici este olivărie. Așa se numește unde se cresc mulți copaci gen măslini. Olivărie. Țineți minte cuvântul ăsta, este foarte important. De ce te duci încolo? Why level design? De ce te duci în direcția opusă questului? Ei, mai încercăm o dată. Vezi? What the fuck? Foarte dubios. Nu, vinărie nu este o chestie care există, este un cuvânt inventat și nu îl mai folosiți. Pentru că ce se cultivă la vinărie? Vină? Blăimărie. Sanctuary of Delphi. The gods themselves watch over this land. Da, avem întâi. Ok, vorbim întâi cu civilianul ăla și după aia venim aici.
else? Well, aren't you a sight to my aged eyes? Young, energetic. Perhaps I should just pay for your body instead of your help. Watch yourself. That's not my line of work. Oh, forgive me. I'm amazed the gods would send me someone so well-suited to help me, but who is also so appealing to me physically. I'm glad to hear it. Korygos, my husband, is having some difficulties keeping up with my hunger for pleasure. I imagine any man would. Oh, I have many lovers, but he's my soulmate. When we're together, it's indescribable. Then don't describe it. When we were younger, we would run into the moonlit forest, shed our... By the gods, woman! I said spare me the details. I wasn't expecting a tough-looking mercenary to be so squeamish about a little fun. What does this have to do with me? I've learned of a powerful elixir, which if consumed will give someone the vigor and stamina of Eros. If you can gather me the ingredients, I can make it for my husband. All right, I'll find the ingredients. If you promise to keep your nocturnal activities to yourself. I have some drachmi, and Korygos has more. If you can bring me some bear scrotum and a deer tail, I can make the elixir. Oh, is that all you need? Don't worry, I'll reward you well. I'm sure Korygos bear scrotum also. Where can I find a bear near? I heard there's a cave near the sanctuary that a large... Are there any deer near? This is for keys. There's deer... I'll be back with the ingredients soon. Bun. Dar stai să facem și celălalt quest. Auzi cum se intră în templul ăsta? Nu pe aici. Ok. Terminat, mai trebuie să bag credite. Mi s-a terminat timpul. Și ziceam că iau all-nighter, dar na. Am luat doar o oră. M-am zgârcit. Foarte dubios acest loading screen. Se aud încă vocile. What are you loading, my dear? My dear! Și sunt pe GeForce Now? Cassandra, isn't this remarkable? We're so close to the gods, I can feel Apollo all around me. How did it go with Elpinor? We can talk later in private. Who's this? Just a simple pilgrim. Mm-hmm. You saw the Oracle. I couldn't help but ask if she's as glorious as they say. Well, is she? She left me with more questions than answers. That's the Oracle for you. Hmm. You weren't lying. It really is the spear of Leonidas. I may have mentioned. I would appreciate your showing a bit more secrecy. Well, it's just he seemed interested in legends. Like you. I thought you might get along. How did... You know my spear just by looking at it? Mm-hmm. More than some simple pilgrim. All things in Delphi are more than they appear. Even I. Sunt Zeus. My name is Herodotus. I'm a storyteller. Or I was. Eu am zis că ăia sunt cei mai... That much is true. Why are you hiding your identity? Cei mai viteși și mai drepți dintre traci.
Știți, știți. Pentru că ești doar tu 12 dimineața, știi faza cu cei mai drepți și mai viteși dintre traci? Spusă de Herodot. Și toată lumea îl citează. Herodot a zis despre daci că sunt cei mai drepți și mai viteși dintre traci. Și toată lumea care citează chestia asta este, uite ce a zis Herodot despre traci, despre daci, pentru că na, era super șmecher și noi sunt ca daci, ca urmașii dacilor, suntem super șmecheri. Faza e foarte tare este că lumea nu citează tot fragmentul despre daci. Citează doar partea asta, pentru că el continuă în fragmentul ăla și zice: după indieni, neamul tracilor este cel mai mare. Dacă ar avea o singură conducere și ar fi uniți în cuget, ei ar fi, după părerea mea, de neînfrânt. Și zice, bă, interesant, uite, deci după ar fi o de neînfrânt. Dar, și acum încep să fie cuvinte care să simt. Și simți România în cuvintele alea. Românul este, dar unirea lor e cu neputință. Și nu-i chip să se înfăptuiască. De aceea sunt ei slabi. La ei, la traci, trândăvia e un lucru foarte ales, în vreme ce munca câmpului e îndelenicirea cea mai umilitoare. A trăi de pe urma jafului este pentru ei cel mai frumos fel de viață. La traci există următoarea rânduială: își vând copiii pentru a fi duși peste hotare. Dacă asta nu descrie clar românii, nu știu ce descrie. Dar da, asta a zis el Herodot. Salutare, Florinel, ai venit la lecția de istorie, că tot îl avem pe Herodot aici de față. Deci, literally este, bă, sunt cei mai viteși și mai drepți dintre traci, dar tracii sunt ultimii oameni. Vai de capul lor, ăștia sunt cei mai viteși și mai drepți dintre ultimii oameni. Este foarte tare când aflați chestia asta să povestiți mai departe. So, you came to seek the Pythia's guidance on how to end the war. I did. Though something is wrong in Delphi. Guards at every turn, people being turned away. You don't seem convinced the Pythia can be believed. What did she tell? I asked her to show the path to the war's end. She said, spring should not wish for winter, as it brings death with it. Such wisdom! I don't understand a word of it, but that's why she's in there and we're out here. I know a threat when I hear one. You were on Kefalonia for too long. The Kefalonian. This line is ridiculous. Are there always this many people to see the Pythia? Au oprit două autocare cu japonezi. Or sacred ambassadors to seek guidance on behalf of their people. The Pythia not only shapes the destinies of individuals, but of the entire Greek world. Imagine. Herodot în general, na, era more of a storyteller decât un istoric. Mai repede să-l crezi pe ălaltul, Dio Cassius, Cassius Clay. Da, și Dio Cassius a avut de-a face doar cu zona Dobrogea și partea aia. Prophecies in times of war often stir violent emotions. It's wise to keep your blades sheathed. Drawing blood in Delphi is considered an insult to Apollo. Mm-hmm. Punishment is severe. Oh, well. I have my own questions for the Pythia. But this time, I'll be an old woman by the time I see her. You're joking!
You carry more blades than a field of grass. I didn't come here to start trouble. Trouble? Just walk in. Who's going to stop you? The priest? All right. But if things get out of hand, I'm blaming you, Barnabas. Is she not every bit as great as I said? Două secunde să sincronizez și eu de pe... Unde e? Nu? Nu e? Nu mă, n-are synchronize location? Are, ok. N-are... D-ala. Icon. Foarte interesant. Cineva nu i-a pus icon-ul la asta. La 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 la. Only those chosen by the light of Apollo may enter. Domne, ce ureche ai, boss! One goes to the back of the line. Do I look like someone who waits in line? You don't wait in line. You wait in loading. Is this? It's me, loading screen. I'm back. How have you been? Are you okay? Enter into the light of Apollo, the light that illuminates shadow. Choose your question wisely, mortal, for you have but one. Speak, truth seeker. Sorry. I'm looking for my father, my true father. Who is he? It's you, from the visions. The child on the mountain. I am my father. You need to leave now. Leave. But I can't leave you. Do you know what I've been through to get here? Oh, but I do. While in Kausos, you didn't cower in the face of the priest. A child and her family still live thanks to you. But how? No one can hide from the light. Please. I've come this far. You must have the answers I seek. Child of the mountain. The cult of Cosmos have eyes everywhere. They will kill you. Cult of Cosmos? The Oracle has spoken. The prophecy is yours. You never answered my question. I'm not leaving until I get answers. Dar stai! Oh, te-a dat afară. Prasta puli. Irovatos, you're still here. Where's Barnabas? He's gone back to your ship. You don't look happy with your prophecy. She knew who I was.
She's the Pythia. It's her business to act like she knows you. That was no act. She said she had visions of me as a child on a mountain. What child hasn't stood on a mountain? I was thrown from that mountain. My life started and ended. Warn you? She mentioned the cult of Cosmos. Does this mean anything to you? Oh. Deci Herodot este the Da Vinci of this. The Pythia seemed afraid of them. The guards took her away. Took her away? Then the whispers were true. If this cult has corrupted the Pythia, this is devastating news. Do you understand what this means? Through her, the cult controls the world. I need to speak with her when she's not so well protected. That would require a miracle from the gods. She is always protected. Are patru prezervative pe cap. You know more about the Pythia than when she's not in the temple of Apollo. Where in the Hora of the I've heard she lives on the outskirts of the village, but be warned, she will be the Oracle's home is probably easy enough to spot. She'd be the only person in the Hora of Delphi who can afford to live. I'll find where Cassandra, don't forget. Gata, am 12. Up, up. Did you find the Pythia? I'll find Cassandra. Hai să ne punem acest bow. Cu assassin damage și DPS. Dismantle Odessa. Așa. Ce mai avem? Ce avem acest 12, da. Până data viitoare ne folosim de daggerele alea. Nice. More damage with daggers. Fun with flags. Damage with daggers. Armură. Rochiță de 12 n-am. Ghetuțele de 12. Căruțul? Căruțul nu are nimic nou. Nimic nou. Ah, nimic nou! Și ce mai avem? Mai avem abilități. Abilities. Spear of Leonidas. Mai ceva. Mai este questul. Northern Port Grand Mount Parnassus, ia să vedem, deci
Ora of Delphi este aici. Înțeles. Deci aș putea să le fac pe astea două și în drum spre Cora. În drum spre Cora. Da, aici este The Bear. Știam ce se întâmplă acolo, am căzut ca prostul. Mai facem o dată. Pay more attention. Thank you.
it all give... Ah, okay. I'm not tracking that fucking quest. Dar, I'm tracking this. Este o ieșire. M-am locat un quest nou. Anything a mercenary? There are people who argue against the Have you been attacked? Oh, the occasional maltreatment is part of being a philosopher. But these followers of Ares... The questions I ask fly in the face of their twisted... You want me to be the Exact. I have better... This will be worth your while, mercenary. Imediat, stai să mă duc să mor pe aia. No, nu e mor pe aia. Oh, nice. Off we go now. Ella. Mă ducem la priestesses și după aia cred că niște scurot de urs. Până ne întoarcem la Pythia. To serve. We prepare to treat injured soldiers. Good. They're going to battles, always are. But our supplies were stolen. You want me to get it? Simple enough. Consider yourself lucky. The gods were smiling. I always finish what I've started. Malaka! If it isn't the eagle bearer herself! You got big since Kefalonia! And you got old, Photios, the dog's breath. Last time I saw you, I think... My ship and my beard! These days, thankfully, I've semi-retired. Do people pay mercenaries here more than they did in Kefalonia? Everyone pays more than Marcos. You're lucky I took all his crazy contracts. I was a false learner. He's a rotten cheat. I only accept the easy stuff now. I'm working... I could use... Some break. Did something happen? A couple of priests ransacked this treasury. They took the... No, but you like this. Make an example of the thieves. You find them... So these sapphires... You spawn of a salty slime worm. You have them already, don't you? Great to see you again, Photios. And you savor your youth. Don't...
Ce am rezolvat și quest-ul ăsta, fără să știu. Dacă e așa... Asta nu ne interesează, dar ce ne interesează, în schimb... Ok, lăbuțe. Avem acest... Care e, mă? Ăsta. Ia. 89, 7, 10 Adrenaline on Assassin Skill. Nice. Iar m-am culcat în loc să vă harda. Cave of Kratos. Ok.
fuck with me. I don't fuck with you. You don't fuck with me. Nu știu cum era, era ceva cu... De la Cardi B. O melodie cu I don't fuck with you. Nu țin minte ce. Aia cu... Blue Bottoms. These are bloody shoes. Forks. N-am mers în direcția bună. Asta era. Și dacă ies în partea aialaltă, ajung aici. Ok. Dar nu vreau să ajung acolo. Vreau să ajung în partea... Asta? Practic, cred că mai repede fast travel aici. A, nu pot să fast travel din peșteră. Nu pot să ies pe unde am intrat. Am sărit, am coborât niște chestii, a fost dubios. Dar de aici pot să fast travel. Thank you.
out of sight. Ăștia se culcă unul cu altul. Vezi, dacă se culcă bărbat cu bărbat? Chinui să-l omor pe ăsta în trei moduri diferite. I was like, bitch. Ok, good. Hai să... Ce mă enervează chestiile astea. Că știu cum funcționează și sunt atât de retardate. Nu poți să treci peste astea pentru că au coliziunea pusă ca unclimbable. Pentru că da, nu poți să te urci pe ele. Dar it's like, uite-te la el cum arată. Poți să sari. Dar nu, nu. It's not like that. Smother it. I'm on fire. Hai să găsim urs. Trebuie doar să găsim urme de labă. Nye. Deci, nord, nu sud. Spun că este încă un cave, că sunt foarte multe cave-uri pe aici. Yep. Ok, asta e de... Nici n-am văzut că ăla era ursul. This smells awful.
și tu. I'm sorry, my man. De ce sunt treasures in the fucking bear cave? What? Asta era urs din ăla care punea la... strângea la ciorap. Mai venit un urs. Dar nu mai am chef să... să mă bat și cu el, așa că voi continua. Către zona asta, unde... links. Întrebarea mea este ce trebuie să vânez pentru ăla. Ai forgat. Deer, ok. Sorry, Bostane, am crezut că te-am dat drumul. Sincronizăm asta și terminăm și acest stream și totodată cu șmecheria.
Aici e frumos. Ce e acolo? Da, sunt lucruri de făcut pe aici, dar data viitoare. Seara minunată. Mersi mult că ați fost alături de mine. Ne auzim mâine la aceeași oră. Cu același joc.